Bună draga mea, sunt Luna Ala. În mod deosebit, capricornii vor putea simți pe propria piele că anul iepurelui le va deschide noi oportunități. Anul 2023 va fi plin de diverse evenimente pentru tine, al căror rezultat depinde în mare măsură de eforturile tale. Horoscopul Capricornului pentru 2023 avertizează că accentul principal se va muta de la problemele stringente la rezolvarea problemelor de muncă și dezvoltarea abilităților de conducere. La începutul anului, reprezentanților acestui semn le poate părea că plictiseala și monotonia s-au instalat în viață. În această perioadă, astrele recomandă să acumulezi forță, să ai grijă de sănătatea ta și de autodezvoltare. Dar deja în aprilie, va începe o perioadă de muncă activă care vizează rezultate. La sfârșitul primăverii, succesul îi așteaptă pe mulți capricorni în activitățile lor profesionale. Te vei confrunta cu nevoia de a lua decizii fulgerătoare, așa că lasă deoparte orice îndoieli. Astrele recomandă ca persoanele născute între 21 decembrie și 19 ianuarie, în anul iepurelui, guvernatorul din horoscopul chinezesc, să fie mai hotărâtă, ia orice decizie cu atenție, direcționează-ți energia către consolidarea parteneriatelor și a propriei autorități, a doua jumătate a anului va fi foarte plină de evenimente, sarcinata este să înveți cum să-ți distribui energia astfel încât să ai suficientă timp și resurse pentru a rezolva problemele de muncă, a construi relații personale și timp pentru a fi singură cu tine însă îți. Astrele te sfătuiesc ca în 2023 să fii mai activă social, să muncești din greu pentru a obține rezultate, să investești timp și efort în autodezvoltare. În ciuda multitaskingului, capricornii deșteți și răbdători vor face față tuturor problemelor se vor mobiliza și vor atinge obiectivele. Anul iepurelui pentru mulți capricorni va începe încet, va exista o oarecare stagnare a muncii. Cu toate acestea, foarte curând capricornii vor trebui să se cufunde în muncă activă, vor apăra multe responsabilități noi, cantitatea de muncă va crește. Stabilitatea financiară este așteptată mai aproape de vară. Care sunt previziunile pentru Capricorn în 2023 pentru toate domeniile vieții? Vei afla chiar acum. Sănătatea în anul iepurelui, Capricornii se vor simți veseli și energici. Toate problemele de sănătate vor fi de domeniul trecutului, cu condiția să urmeze în continuare recomandările medicului. Este important în orice situație să respecti rutina zilnică să te relaxezi pe deplin și să găsești timp pentru activitate fizică. La începutul anului, le recomandă să-ți acorzi timp pentru sănătatea mentală. Pot apărea apatie, un sentiment de nemulțumire, dar noi hobby sporturi și distracții activă te vor ajuta la depășirea acestor condiții. Încearcă să faci plimbări zilnice. Exercițiul va fi eficient cu un antrenor. În primăvară, ar trebui să acorzi mare atenție alimentelor grase, zahărului, fast food și să minimizezi alcoolul. Va fi favorabil să bei un complex de vitamine sau preparate de vitamine de tonifiere generală. Nu uita de examinările programate, mai aproape de toamnă, merită să treci printr-un control complet al corpului tău. Carieră Horoscopul carierei pentru Capricorn pentru 2023 avertizează că va fi plictisitor la locul de muncă la începutul anului, mulți vor simți că nu au perspective și dezvoltare ulterioară, Astrele recomandă în acest moment să nu iei decizii pripite, ci să aloci timp liber autoeducației și dezvoltării. Ai răbdare, situația se va schimba drastic până la vară. Unii reprezentanței acestei zodi vor primi o ofertă pentru o promoție. Poate că urmează o călătorie de afaceri de lungă durată, în care vei putea câștiga experiență utilă, pe care o vei putea pune în practică în viitor. În iunie, sunt șanse să obții o promovare mult așteptată la locul de muncă. Încearcă să fii atentă în luarea deciziilor. În perioada august-octombrie, fi deosebită de atentă la semnarea documentelor. Oamenii implicați în afaceri în a doua jumătate a anului au șansa de a se extinde și de a primi investiții suplimentare pentru dezvoltare. Comunicarea cu partenerii, oamenii cu gânduri similare va fi favorabilă, nu-ți fie teamă să împărtășești idei, unele dintre voi vor găsi sprijin în mediul imediat apropiat. Favorabilă va fi și extinderea personalului, vei avea ceva mai multă timp liber decât înainte. Banii Horoscopul financiar pentru 2023 pentru Capricorn notează o situație destul de instabilă. La începutul anului, mulți reprezentanței acestei zodi vor simți o lipsă de bani, din acest motiv vor exista nemulțumiri față de ei înșiși, un sentiment de apatie. Ai răbdare, încearcă să minimizezi cheltuielile și în curând situația financiară se va stabiliza, la mijlocul lunii iunie? poți planifica în siguranță cheltuieli mari, este timpul să distribui datoriile. Septembrie este cel mai bun moment pentru a deschide un depozit bancar. În perioada septembrie-noiembrie, începerea reparațiilor și îmbunătățirii locuinții va fi favorabilă. Încearcă să nu te zgârcești cu cadourile pentru membrii apropiați și mai tinerii familiei. Cu cadouri, pot să compensezi lipsa de comunicare și de timp afaceri legate de imobiliare sunt favorabile în octombrie. În noiembrie, fii atentă la fraudele financiare, evita achizițiile mari, există riscuri să devii victima escrocilor în decembrie. Încearcă să nu pariezi, banii ușori nu sunt cu siguranță în povestea ta anul acesta. Dragostea și relațiile În relațiile personale, 2023 promite să fie calm și uniform. În unele perioade, capricornii se vor plictisi, dar de la mijlocul primăverii accentul se va muta pe muncă. Prin urmare, relații tale romantice îi va lipsi romantism și pasiune pentru cea mai mare parte a anului. Astrele îți amintesc că o carieră nu este singurul domeniu al vieții care necesită atenția ta. Încearcă să te întâlnești cu prietenii cât mai mult posibil, să participi la orice evenimente, să petreci timp cu familia. La mijlocul anului este posibilă o întâlnire fatidică care să-ți diversifice viața intimă. Capricornii care sunt într-o relație ar trebui să se gândească la cum să se diversifice și să ducă relația la nivelul următor. Din luna mai, sentimentele pentru un partener vor dispărea? Așa că horoscopul dragostei pentru 2023 pentru Capricorn recomandă luarea unor măsuri care să aprindă pasiunea într-o relație cu sufletul pereche. Una dintre opțiunile câștig-câștig va fi o vacanță comună într-un loc nou. Pentru bărbatul Capricorn, Capricornii emoțional vor trebui să învețe să aibă răbdare în acest an. Viața măsurată cu care ești obișnuit se poate schimba drastic primăvara. Creierul tău va fi în întregime la lucru, vei avea timp catastrofal de puțin pentru familia ta, va trebui să iei decizii rapid, din această cauză sunt posibile experiențe emoționale. Astrele recomandă să nu faci promisiuni, deoarece nu va fi în întotdeauna posibil să le îndeplinești, în a doua jumătate a anului în muncă vei simți satisfacție, dorința de a te îmbunătăți nu te va lăsa până la sfârșitul anului. În fața unor reprezentanței acestei zodi, se vor deschide noi oportunități, această stare de lucruri îți va afecta pozitiv starea emoțională. Pentru femeia Capricorn, în 2023, femeile Capricorn au toate șansele de a crește rapid în carieră, nu vei fi lăsată neobservată de conducerea superioară, iar multe reprezentante a acestei zodi au toate șansele să ocupe una dintre pozițiile de conducere până la sfârșitul anului. Desigur, aceste lucruri îți va cere să te scufunzi în mod constant în treburile de muncă și nu vei mai avea timp pentru familia ta. Multura le va fi greu să găsească armonie și echilibru între casă și serviciu. Dacă este posibil, dedică cel puțin o zi liberă de dimineața până seara celor dragi. Altfel, în viitorul apropiat îți vei reproșa că nu poți menține o relație. Îți doresc un an fericit cu împliniri și sănătate maximă. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!